primăvara anului trecut, pandemia de coronavirus oprea lumea în loc, iar oamenii acceptau restricțiile cu gândul că viața va reveni la normal în doar câteva săptămâni. 2 ani mai târziu, se pare că suntem tot mai aproape de normalitate, iar COVID-19 va deveni doar o amintire urâtă. Cu noua variantă, visul revenirii la normalitate pare tot mai aproape de realitate. Reprezentanții Organizației Mondiale a Sănătății au declarat faptul că, datorită imunizării puternice actuale în Europa și a severității mai scăzute a variantei Omicron de coronavirus, continentului se află într-o situație de încetare a focului care ar putea conduce la sfârșitul pandemiei de COVID-19. A fost greu pentru toată lumea, amintiri neplăcute. Nu am trecut prin boală, m-am vaccinat, dar avem persoane chiar foarte apropiate care au trecut și prin boală, au rămas cu ceva sechele, nu avem decese în familie sau în apropiere, dar nu e plăcut deloc. Deci ne-a dat peste cap pe toată lumea. M-aș bucura să fie ultimul an de pandemie. Bineînțeles, m-aș bucura să fie ultima zi. Oamenii s-au săturat, iar acești 2 ani și-au pus amprenta pe fiecare dintre noi. Mă bucur toată lumea să se sfârșească pandemia, mai ales că eu mai am și alte boli și mă feresc mai rău ca copiii mici, dar nu. Cum au fost acești 2 ani de pandemie? Mai greu. Pentru multă populație mai greu. Eu nu am treabă cu masca, o pot să o port, dar e problema de cealaltă persoane care zice că nu poate să o porte, să sufocă. Pandemia și starea de izolare pe care a generat-o au însemnat o schimbare radicală, bruscă și neprevăzută a vieții tuturor oamenilor. Criza a pus stăpânire și a trimis numeroase țări în izolare, a devastat nenumărate afaceri și a ucis sute de mii de oameni. Anul acesta ar putea fi ultimul an de pandemie. Da, așa am auzit și eu. Dumneavoastră, cu ce amintiri ați rămas? Amintiri proaste, mi-a murit soția. Acum un an de zile mi-a murit soția. Din cauza COVID-ului? Din cauza pandemiei, din cauza COVID-ului. S-a dus la spital, a intubat-o și a murit. Ce s-a fost acești 2 ani? Cumplit! Cumplit! Cu frică, cu teamă, cu... Ce să spun? Greu, greu, foarte greu. Vă dați seama că te duci și să cumperi, că trebuie să cumpărăm. Și ți-e frică că nu știi cel de lângă tine cum este, pentru că alții pleacă și bolnav și... Sfârșitul pandemiei este un scenariu posibil. Tulpina Omicron determină forme ușoare și medii de boală, ceea ce ar reprezenta un avantaj. De asemenea, dacă într-adevăr se va dovedi că această variantă virală este mai blândă și va produce forme mai ușoare decât Delta, e posibil ca acest lucru să determine acel scenariu în care vom coabita cu mai mare ușurință cu ea și va deveni o infecție banală.